Ne-am întors în direct, ne-a făcut de râs Hoțugan și în această seară, dragi prieteni, eliminând un jucător de la Beşiktaş în minutul 16 al meciului de la München cu Bayern. Pronosticul în momentul respectiv nu putea să fie altul decât acest 5-0 pentru Bayern. Dan Bîra, care a fost mai aproape de fază, ne-a declarat că nu se impunea această eliminare și că ea a fost acordată ușor. Dacă vreți să faceți proba, ia întrebați-vă dacă Hoțugan ar fi dat asta în terenul celălalt. Deci în defavoarea lui Bayern München. Eu mi-aduc aminte, Radu, când eram copii, erau genul ăla de desene la care trebuia să unești niște puncte și obțineai cariera lui Hoțugan, nu? Dacă ar fi să unim punctele astea reprezentative din cariera atunci lui... Atunci ți ieșea un nas de rățoi, îți ieșea un gât de ăla de câine, ții minte? Era un general personaje de astea, de desene. Hoțugan mie cel puțin nu mi-a ieșit niciodată din puncte. Nu știu. Da. Poate că tu vorbești de o altă epocă. Probabil că are și un teanc de bani în locul lui sau... Eu cred că l-au plătit în cârnați astăzi la München. Pur și simplu i-au dat să aibă cârnați pentru 300 de generații. Și, sigur, cu berea alături. Hoțugan ne-a făcut de râs, așa cum ne făcuse și la Belfast. Când a și recunoscut ulterior că a trimis Elveția aiurea în tramvai la campionatul mondial, furând Irlanda de Nord ca în codru. Un penalti văzut numai de el, absolut decisiv în dubla confruntare, că a fost singurul gol. Ține minte, e bine, vorba lui Dan Bîra, ca să vedeți că actul este premeditat. Un astfel de individ arbitrează în optimile de finală ale Champions League. Este practic cea mai importantă fază a Ligii Campionilor. Pentru cei care nu știau, e bine, trebuie să afle acum. Aceasta este cea mai importantă fază, pentru că între a fi eliminat în optimi, ceea ce este cumplit pentru o mare scuderie, și a te duce mai departe, cu posibilitatea, sigur, cu un pic de șansă să ai o tragere favorabilă în sferturi, și după aia înțelegeți ce vreau să spun, da? Este cea mai mare prăpastie. Deci nu între grupe și optimi, e fals. Cea mai mare diferență financiară este între optimi și sferturi. Aici, cine trece de faza asta, ăsta-i Dumnezeu. Da? Nu mai este un eșec din punct de vedere contabil dacă te-ai calificat în sferturi. Deci este faza cheie, restul sunt glume. Mai ce contează că pierzi în semifinale sau în finală. Din punct de vedere financiar nu mai înseamnă nimic. Iar această fază este o esențială. Păi ia imaginați-vă Bayern München, da? Eliminată în optimile Ligii Campionilor. Nimic! Nu poți să te lauzi cu asta niciodată, nicăieri. Mai ales te-a eliminat Beşiktaş. Deci trebuie să pui un arbitru escroc, da, care să vină și să facă... Eu nu înțeleg cum de această instituție, UEFA, pune arbitri din estul Europei cu o proastă pregătire. Meciul celălalt a fost condus de banditul de Çakır. Un escroc de nivel mondial. Și ăsta care a condus Chelsea-Barcelona. De unde, domnule, atâți arbitri turci când e un campionat de râci curcile de el? Întrebați-l pe Şumudică. Ce fotbal să joacă în campionatul turc? Acum întrebarea, Radu, dacă vom vedea pe Hoțugan și la campionatul mondial. Pentru Absolut. Că la modul în care se desfășoară lucrurile, evident, pare un arbitru promițător. De după ce a făcut la Belfast, el nu mai trebuia să arbitreze niciodată la acest nivel. Să-i spună, ăia, bă, tată, nu ești condamnat pe viață, nu o să intri la pușcărie, dar tu de aici la copii, la fete, la juniori și sigur la tine acolo în campionat. Da? UEFA nu-și mai permite să aducă un astfel de nume după ce ai făcut. Sigur că UEFA a tras pentru Elveția acolo. Irlanda de Nord este o țară care nu inspiră. Pe când Elveția e important să fie prezent. Elveția și alte țări de genul vor avea nevoie de un pic de sprijin și la campionatul mondial, așa că e nevoie de oamenii lor și acolo. Da, dacă arbitrează și acolo, vom fi cu toții de acord că i s-a iertat și gafa din această seară de la München. Bun, pe mâine! La revedere, Radu! Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni, bun găsit la Un Pont pe Zi. Atât avem rezultatele zilei, avem practic confirmarea ceea ce ne așteptam, pentru că n-au fost surprize în această seară.
Bayern München câștigă cu 5-0 Petre în propriu în fața lui Beşiktaş, conducând cu 1-0 încă de la pauză, asta în condițiile în care turcii au jucat în inferioritate numerică încă din minutul 16, în vreme ce Barcelona remizează la Londra cu Chelsea, scor 1-1 și, după părerea mea, este principala favorită la calificare. Alături de mine este Sabin Pârvan. Salut, Sabin, cum stăm cu ponturile de el? Ce procentaj avem? Salut, Dane, salut, Parer. Da, avem un procentaj foarte, foarte bun pe Liga Campionilor. Știu că în mesajul pe care ți l-am dat înainte de emisiune te-a spus că sunt 7 din 8 corecte pe Liga Campionilor. Sunt, de fapt, 8 din 9 corecte, pentru că am avut și unul pauză, unul final la Bayern cu Beşiktaş în cota 1.50. Am avut și o variantă, exact 2 goluri marcate în meciul de pe Stamford Bridge, la o cotă de 3.30, o cotă de vis. După cum spuneam ieri, Sabine, norocul îi favorizează pe cei care îndrăznesc, că până la urmă, dacă nu joci niciodată la loto, cu siguranță n-ai să câștigi. Iată, am încercat cu cotele astea mai mari și am și reușit să câștigăm cu ele. Până la urmă, nu, să încerci cote mai mari și să pierzi pe ele, la fel ca și cum ai juca pe o cotă de 1 și 10 și ai pierde pe ea, nu e nicio diferență. Însă dacă câștigi, iată cât de mari sunt recompensele. Da, am mai avut și un Bayern Beşiktaş, iar în jocotă bună, 1 și 3-5 goluri în meci, la limită s-a oprit Bayernul 5-0. Am spus pe Liga Campionilor cote foarte bune și pariuri multe câștigătoare și în Liga Campionilor Asia am avut 5 din 6 ponturi corecte, cote foarte interesante și acolo. Am mai avut un Harrogate cu Alfredton, 1 și ambele marchează din National League North, cota 2-70. Un Shrewsbury cu Gillingham, ambele marchează cota 2-04. A fost și tiebreak în primul set al partidei Karlovic cu Shapovalov la o cotă de 1.80. Buzărnescu a bătut-o pe Aruba Arena cu 2-0 la o cotă de 1.85. Pachet consistent de ponturi câștigătoare oferite în emisiunea Un Pont pe zi de aseară și probabil așa se va întâmpla și cu pronosticurile pe care ne pregătim să le propunem pentru ziua de miercuri. Așa este, rămâneți alături de noi, prieteni, pentru că am pregătit meciuri interesante, ponturi iarăși îndrăznețe, curajoase. Începem, cum ne-am obișnuit, cu meciul zilei Unibet, întâlnirea dintre Sevilla și Manchester United. După cum știți, emisiunea este live și pe pagina de Facebook, acolo așteptăm comentariile noastre și pronosticurile, evident. Comunitatea noastră de pe rețelele de socializare este una activă și una care își face simțită prezența în fiecare emisiune. Ați văzut multe ponturi corecte din partea telespectatorilor care ne-au ajutat în demersul nostru. Așadar, Sevilla o primește pe Manchester United, două echipe cu probleme pe banca tehnică, lăsând la o parte absențele, lăsând la o parte orice altceva. Montella și Mourinho sunt doi antrenori care par a fi oarecum într-o lume a lor în acest sezon. Sevilla l-a adus pe Montella sperând la un joc ceva mai ofensiv, un joc care să pună în valoare lotul pe care l-are acolo, însă în ciuda unor încercări în acest sens, echipa n-a obținut rezultate mai bune, ba chiar a început să primească multe goluri. Rezultatele au fost de cele mai multe ori dezamăgitoare, însă vine după 3 victorii consecutive în acest moment Sevilla și probabil o brumă de moral există în tabăra gazdelor. De partea cealaltă, Manchester United, modestă sub Mourinho, o echipă care nu spune absolut nimic, o echipă la care nu îți vine să dai drumul la televizor atunci când joacă, dar minte să duci pe stadion. Are și ea niște rezultate cât de cât onorabile în ultima vreme. Asta dacă pune la socoteală meciul cu Huddersfield din cupă, pentru că în campionat nu merge prea bine. Și-au luat adio de la lupta pentru titlu. Asta era evident. Mourinho s-a prins mai târziu. E bine, ultimele două victorii pe care le-a obținut Manchester United au fost cu Huddersfield, în rest o înfrângere pe terenul lui Newcastle în fața lui Rafa Benitez și un meci în care se întâlnesc ultimele două câștigătoare de Europa League cu mențiunea că felul ăsta în care s-a furișat Manchester United în Liga Campionilor pare să fie, iată, un pic prea mult pentru echipa sa. Da,
au cam rămas echipe de Europa League, să fim foarte serioși, pentru că Sevilla se descurcă din ce în ce mai prost în campionat. Da, uite, Sabine, n-am absolut nimic o echipă care e modestă, dar care joacă, da, care joacă un fotbal plăcut, care îndrăznește. Dar când o vezi pe Manchester United cu sutele alea de milioane de euro investiți în transferul, mă rog, lire în cazul lor, te iei cu mâinile de cap, pentru că până la urmă nu poți la un moment dat să nu fii și un pic, să n-ai și anumite pretenții de la echipele astea. Barcelona o întâlnea pe Eibar în weekend și a câștigat cu 2-0, însă Eibar a jucat un fotbal frumos. Gândiți-vă că această echipă e una dintre cele mai mici, dacă nu chiar cea mai mică echipă din La Liga. Însă, iată, fără resurse, fără bani, reușește un joc cât se poate de consistent și de onest până la urmă. Uitându-te la Manchester United, văzându-l pe amețitul de Pogba și pe toți ceilalți, parcă... Fellaini. Așa. Nu știu, ca spectator te simți trișat. Da, așa este. Casele de pariuri simt cumva acest lucru. United vine pe cai mare aici la Sevilla. Este favorită la pariuri, dar trebuie să fim ușor reticenți. Victoria Sevilla are o cotă de 3.10, remiza are o cotă de 3.30, iar victoria lui United nu are o cotă cu mult mai scăzută decât cea a gazelor, 2.50. Alte variante la care ne-am gândit noi, tot testând cotațiile oferite de Unibet, Sanchez scrie și 2-1 scor final pentru United, cota 21, de șanse micuțe de tot să se întâmple așa ceva. United să beneficieze de mai multe cornere la o cotă de 2.16 și Sevilla peste 2.5 cartonașe în meci, o cotă bună, o cotă de 2.38. Da, într-adevăr, ne așteptăm la un meci în care United, plictisitoare așa cum e ea, poate că ar intra în stilul de joc al Sevillei, pentru că dacă va accepta să se apere, să se retragă așa cum o știm, încercând o serie de șarje, unele reușite, altele mai haotice, cred că Sevilla până la urmă o va prinde de câteva ori și va reuși să se impună. Iar dacă va intra în firul de joc al Sevillei, ne putem aștepta la o partidă destul de deschisă. Pe aici sunt și pronosticurile noastre. Sevilla a cel puțin două cartonașe în meci, o cotă de 1.36. Manchester United înscrie prima și câștigă? Nu. Deci această variantă să nu fie valabilă la o cotă de 1.40. Adică fie să nu înscrie prima, fie să nu contează exact cine înscrie, dar să nu câștige partida. Exact, să nu se întâmple lucrurile astea. Și am remarchează la o cotă de 1.84, pe Sevilla o văd marcând, ar fi pariul meu de bază pentru acest meci. Dacă nu ar fi Montella, poate, sau dacă aș simți eu pe Sevilla ceva mai încrezătoare. Trebuie să ținem cont de faptul că Sevilla joacă pe teren propriu acolo, chiar și, acolo unde chiar și în perioade mai dificile din acest sezon s-a descurcat bine. Dacă vrei, am echipele în față, le pot spune. Da, Sevilla, Rico în poartă, Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, Banega, Nzonzi, Vasquez, Sarabia, Correa și Murier în față, United, De Gea în poartă, Valencia, Smalling, Jones, Young, Pogba cu Matic închizător, Lingard, Martial și Alexis în spatele vârfului Lukaku. Așa este. N-am nicio pretenție de la această partidă. Sincer, mi se pare un meci total neatractiv și mi se par două echipe fără viitor în această competiție. La fel cum oarecum stau lucrurile și în cealaltă partidă programată mâine, cea dintre Shakhtar și Roma, dar până la a discuta despre acest meci, haideți să ne îndreptăm puțin atenția acum către o altă surpriză Unibet. Probabil ați văzut reclamele cu noua promoție Unibet, cea legată de cazinoul acestei case de pariuri. E vorba de un casino făcut, adaptat special pentru România. Este vorba de Vlad Casino. Da, este adaptat pentru România și ne oferă tuturor ceea ce ne place mai mult, adică o serie de cadouri foarte, foarte frumoase. Două telefoane iPhone de ultimă generație, bănuți, o sumă de bani consistentă. Până pe 26 februarie mai avem acces, ca să spun, la aceste... Încă 5 zile. Încă 5 zile, dar accesând linkul prezentat, intrând practic pe site,
pe site-ul respectiv, vom găsi acolo alte lucruri extrem de atractive. Bineînțeles, pentru cei care preferă aceste cazinouri online. Știu că sunt mulți pasionați de casino online. Le urăm succes și le urăm succes eventual și la tragerile la sorți pentru aceste cadouri excelente puse de Unibet la bătaie. Așadar, fie că sunteți jucători de casino, fie nu, puteți intra în cursa pentru aceste premii și mai vedeți apoi ce și cum legat de casinoul despre care vorbeam. Trecem mai departe și vorbim despre cealaltă întâlnire a zilei, cea dintre Shakhtyor și AS Roma. Shakhtyorul s-a calificat în optimile Ligii Campionilor cu marele sprijin al celor de la Manchester City. De partea cealaltă, Roma a făcut o primă fază a competiției consistentă, faza grupelor, însă mai apoi echipa a părut că se relaxează o dată ce grupele s-au încheiat. E într-o oarecare revenire de formă, acum evident pe plan intern rămâne să dovedească și în Europa că lucrurile stau asemănător. Două echipe care vin din lumi diferite ale fotbalului, evident AS Roma mare favorită. Cu toate astea, cota pe care o dau casele de pariuri este una surprinzătoare. Da, 2.52 are cota Shakhtyor la victorie pe favorita partidei, 3.35 la remiză și 3.05 pentru succesul Romei. Da, lumi diferite mai degrabă geografic, Dane, pentru că să știi că Shakhtyor pe teren propriu, cel puțin pe teren propriu, este o echipă tare și hai să mai prezentăm câteva cote și o să mai spun o chestie interesantă. Uite, peste 4.5 cartonașe, o cotă de 1.82, ne așteptăm să fie un meci disputat, pentru că excelent Radu Banciu remarca înainte de emisiune, cine merge în sferturi abia, sau echipa care merge în sferturi are cu ce să se laude momentul ăsta. Bine, pentru Shakhtyor accederea în această fază este deja o performanță și pentru Roma într-o anumită măsură, dar sfertul de final ar fi super, super binevenit pentru ambele formații. Unul și peste 1.5 goluri, cota 1.84. Și mai multe cartonașe încasate de Roma în acest meci pentru o cotă de 2.02. Îți spuneam de Roma. Roma a suferit în vară multe schimbări la nivelul lotului, iar acestea s-au simțit. Formația a început destul de bine campionatul. S-a împiedicat, în schimb, în partidele importante, în partidele care contau în bătălia pentru podium. Dar încet, ușor, ușor, aceste absențe s-au resimțit din ce în ce mai mult. Chiar în iarnă au mai pierdut un jucător, a fost cât pe ce să plece și Zeko. Până la urmă, e meritul lui Di Francesco că reușește să mențină această formație prin ea de flutire. Practic, acolo se clădește ceva. Pentru că Roma, altfel, o echipă cu finanțe serioase, o echipă care este capabilă oricând sau ar fi capabilă să intre și în bătălia pentru titlul din Italia. Dar uite că aceste pierderi ale unor jucători importanți s-au resimțit. În ceea ce o privește pe Shakhtyor, de remarcat este victoria cu Napoli. Din grupe a fost 2-1, a pierdut cu 3-0. Ce s-a întâmplat apoi cu City știm cu toții, le-a făcut cadou Minervilor calificarea în sferturi, dar acel succes cu Napoli este de luat în calcul. Până la urmă vorbim despre o victorie contra liderul nazist din seria. Pontul nostru este peste 3.5 cornere de care Roma va beneficia la o cotă de 1.44, dar mai târziu vom mai avea câteva variante de pariere, atât pe celălalt meci, cât și pentru partida de la Harkov. Atenție, deci știm cu toții și Shakhtyor nu mai joacă meciul la Donetsk. Și la Harkov e frig, asta e clar. Și la Harkov e ceva mai friguț, e fix și la Botoșani, la Harkov e corect. Dacă se joacă vreun meci de Liga Campionilor la Botoșani, suntem avizați acum și acolo e frig. Dar nu veniți, e frig. Corect. Asta e iarna, că evident vara nu-i ca... Vara e... Da. Coare. Bun, Sabin, dăm voie să citesc câteva dintre mesajele telespectatorilor. Simion Victor ne scrie și Shakhtyor Roma. Ambele marchează. Ionescu Vasile aș vedea o finală Chelsea-Bayern München, Shakhtyor unui și ambele marchează. Iată, din primele mesaje pe care le vedem pe pagina noastră de Facebook, din partea primită din partea celor care ne urmăresc, vedem că sunt destui partizani ai celor de la Shakhtyor. Ișvan Laslo, așadar, Shakhtyor unui și ambele marchează. X Pauză, Pele Ciprian, Sevilla United 1,
și peste 1,5. Șahtior Roma 1 și peste 1,5. Florinel Preda așadar ne scrie aceste idei. Bayern Beşiktaş gol în ambele reprize, gol în prima repriză și cel puțin două goluri în repriza a doua. Marian Sandu 1,76, iată sunt variante care au adus câștig astăzi celor care au pariat, dar evident era destul de previzibil, tocmai din acest motiv cota și destul de mică. Sevilla, Manchester United 1-1, Mircea Neagu, Shakhtar Roma ambele marchează, Gabriel Lucian, Sevilla United X, pauză sau final, David Marius. Și un scor corect pentru returul de la Barcelona-Chelsea, 2-2, Vasile Ionescu ne scrie acest mesaj. Trecem mai departe, haideți să vedem dacă Leganes are vreo șansă în restanța cu Real Madrid. Leganes a scos-o pe Real Madrid din cupă, dar poate atunci era și un alt Real Madrid, unul care încă nu și intrase în mână. De data asta, madrilenii, reîntâlnindu-se cu fazele superioare ale Ligii Campionilor, par să se fi trezit așa un pic. Leganes, de partea cealaltă, vine după o înfrângere la Girona, însă cu adevărat o deplasare grea pentru motanii din Leganes. Cotele partidei sunt următoarele: 12 este cota pentru victoria formației gazdă, egalul are cota 5,75 și 2 solist are o cotă de 1,26. Evident, Real mare favorit aici, nici nu se poate pune problema echipei mai valoroase. Da, Real câștigă la 0, ar fi iarăși o variantă de luat în calcul, ținând cont de faptul că Leganes nu a marcat de 3 meciuri, o cotă de 2,04. Alte cote, Real marchează cel puțin 3 goluri în meci la o cotă de 2,07 și Ronaldo să marcheze cel puțin 2 goluri pentru o cotă de 4,25. Ar fi o serie de mențiuni de făcut în legătură cu acest joc sau mai degrabă în legătură cu ultima prestație a Realului. Incredibilă defensiva în meciul cu Betis, gafe după gafe, panică, haos total în careul lui Navas. Iar dacă până acum s-a discutat despre o dizolvare a accidentului BBC mai ineficient decât în sezoanele anterioare, cred că acum președintele Perez caută deja soluții pentru linia defensivă. Pare și o ruptură acolo între mijloc și apărare, imposibil de gestionat în fața unei formații ce urcă mult, dar din nefericire pentru motanul tău, mare fan Leganes, dar din fericire pentru Real, Leganes nu face parte din această categorie, o ofensivă foarte slabă, se apără bine, dar dacă Real se va descătușa, dacă Real va practica un joc consistent, lucrurile sau succesul madrilenilor va veni destul de repede, destul de clar. Gol în ambele reprize la o cotă de 1,46 este pariul indicat de noi. Și Real penalti meci, uite, ne scrie unul dintre telespectatori, un pariu aproape obligatoriu aici. Leganes, cel puțin un gol în prima repriză și cel puțin două goluri în repriza a doua. Bogdan, un alt prieten al emisiunii. Trecem mai departe, haideți să vedem câteva pariuri care au fost efectuate în campionatul pariorilor de pe site-ul nostru pariuri1x2.ro. Așa cum știți, pe pariuri1x2.ro sunt o serie de concursuri care vă așteaptă, concursuri gratuite și concursuri la care vă puteți testa abilitatea. E un fel de joacă, dar puteți câștiga premii reale acolo. E un campionat al pariorilor, practic puteți să vă dovediți unii altora cine este mai inspirat. Asta punctual vorbind, de la lună la lună, pentru că rare ori se întâmplă ca inspirația să ne țină la nesfârșit. Ei bine, noi am selectat câteva dintre ponturile astea cele mai interesante pe care le-am văzut în competiție în ultima vreme și pentru o cotă de 4,75, unul dintre concurenți a spus la Fleetwood cu Shrewsbury 2 și peste 2,5 goluri. Iată, foarte bun acest pronostic. Astana Sporting 2 și peste 2,5, 7,75. Atalanta Fiorentina X la cota 3,25.
20, Napoli, Lazio 1 și ambele marchează, Vitorul Botoșani peste 9 cornere și din nou Vitorul Botoșani 1 și ambele marchează, 4-25 cota. Practic, oamenii de acolo sunt inspirați, sunt motivați pentru că vor să câștige concursul și atunci când sunteți în lipsă de idei, puteți face o vizită pe site-ul nostru, pariu1x2.ro, și să vă inspirați chiar din aceste concursuri, pentru că vedeți că sunt oameni care joacă interesant. Trecem mai departe, am vorbit de cote mari, haideți să mai vedem și care sunt cotele mari ale emisiunii. Cotele bombă sau cotele Win Masters, așa cum ne-am obișnuit, din oferta celor de la Win Masters am ales trei pariuri la care încercăm să fim un pic mai curajoși. Pentru o cotă de 3,45, ce putem paria, Sabine, la CSK cu Steaua Roșie? Pe o victoria gazelor la exact un gol diferență, cota este foarte bună, 0-0 a fost în tur. La Sevilla cu United, ambele marchează, dar nu vom avea un meci egal la final, cota 2.80. Și Sfântul Roma, oaspeții câștigă și ambele înscriu pentru o cota de 5.65 pentru cei care consideră că Roma pornește favorit în prima manșă din Ucraina. Corect. Și avem, Sabin, și pariurile speciale pe care le-am propus noi celor de la Winmasters. Practic, ei ne-au oferit niște cote preferențiale. Nu existau astfel de pariuri. Și am întrebat, domne, ce cotă ne-ați da la întâlnirea între Lazio și FCSB? Pentru ca Noire să marcheze și FCSB să se califice. O cotă de 6, iată, extrem de generoși cei de la Winmasters, nu degeaba spuneam, chiar au cote foarte bune. Mai avem Lazio, cel puțin 7 cornere și Steaua peste 4,5 cartonașe, la o cotă de 4,20 și de asemenea, pentru varianta Ionuț Lupescu câștigă alegerile de la FRF, Winmasters ne dă o cotă de 1,45. Practic, bookmakerii de acolo ne sugerează că Ionuț Lupescu ar fi mare favorit în bătaia asta pentru șefia FRF. Nu e doar cu Burleanu în luptă, pentru că mai sunt câțiva candidați. Cred eu că lucrurile ar putea să nu fie deloc atât de simple, Lupescu să nu fie nici pe departe atât de favorit. Aici stau și mă gândesc că mai ales la perioada când el a activat în Federația Română de Fotbal și a fost total nesemnificativ. Pe când, iată, Burleanu, un om tânăr care a venit după Mircea Sandu, a reușit să schimbe câteva lucruri și are și o echipă foarte pertinentă în stafful său. Părerea mea este că lupta va fi mult, mult mai echilibrată. Trecem mai departe, vorbim de biletul zilei de mâine. Încercăm bilețele peste bilețele. Din oferta zilei de mâine am ales 3 meciuri la o cotă totală de 2,56. Sfaccio Roma, oaspeții peste 3,5 conere, pariul de care am și discutat, cota 1,44. Leganes Real Madrid, gol în avere repriză pentru o cotă de 1,46 și pentru duelul Conta Kasatkina, meci de tenis evident, minimul set câștigat de Conta pentru o cotă de 1,22. Cele trei variante puse pe același bilețel dau o cotă finală de 2,56. Sunt și telespectatori care sunt foarte buni pariuri, dar sunt și oameni care nu se pricep chiar așa de bine la pariuri și ne întreabă, domne, dar cum se face ca să obții cota aia? Se mulțesc, practic, 1,44 ori 1,46 ori 1,22 și se obține cota finală. Practic, în felul ăsta îți crești câștigul pe care ai putea să-l obții, dar e adevărat, cu cât pui un meci mai mult pe bilet, cu atâta matematic vorbind, șansele să mai câștigi încep să scadă. Cosmin Marin ne scrie, Wolves Norwich și Norwich 1 solist, Leganes Real Madrid peste 4,5 cartonașe, penalti în meci, Leganes Real 1 în prima repriză și cel puțin 2 goluri în repriza a doua. Mergem către restul ofertei caselor de pariuri pentru ziua de mâine. Haideți să mai selectăm câteva idei.
Sabine, în afară de ce am vorbit, ar mai fi câteva lucruri de selectat. Avem iarăși o partidă în avans din Europa League. E vorba de întâlnirea între ŠSKA Moscova și Steaua Roșie Belgrad. Da, se joacă din nou la două zile distanță de ziua normală de disputarea meciurilor, pentru că la Moscova va juca joi seară Locomotiv, în sfârșit sunt mai multe meciuri de Europa League. Peste 1,5 goluri în returul cu Steaua Roșie. Poate chiar exact două goluri în meci pentru cei mai îndrăzneți. În Championship avem câteva restanțe. Bristol City, Fulham, ambele marchează, cota 1,57. Derby Leeds, 1 și sub 3,5 goluri în meci, cota 1,43. Echipe de valori foarte apropiate, în ciuda avansului luat de Derby în clasament față de rivală. Wolverhampton cu Norwich, sub 3 goluri cu handicap asiatic, cota 1,37. Bristol City, Fulham, o altă variantă de pareri, gol în ambele reprize pentru o cotă de 1,61. Ne așteptăm la spectacolul, la această partidă. Fulham, o formație care a recuperat formidabil în retur. Și la Ipswich cu Cardiff, 2-4 goluri în meci, cota 1,55. Poate chiar un scor final de 1-1, de ce nu? Putem încerca și astfel de variante. Încurajați de performanțele avute în emisiunea de aseară pe pariurile din Liga Campionilor Asiei, mai avem încă un set de pronosticuri. Shanghai și Noua Sydney FC ambele marchează, cota 1,75. Osaka cu Guangzhou Evergrande, 1-3 goluri în meci, cota 1,43. Guangzhou și-a cam dat cu stângul în dreptul numit pe Cannavaro antrenor. Suwon cu Kashima, 2-4 goluri în meci, cota 1,55. Și Buriram cu Jeju, 2-5 goluri în meci, cota 1,40. Buriram a reușit surpriza primei runde, remizând la Guangzhou. N-ar fi exclus să o învingă și pe această Jeju din Coreea de Sud. Tenis, Rio, dublu, Cabal, Farah, Mektić, Peia, 1 solist, cota 1,47. Și încheiem cu tradițional de acum, cu pronosticul din hockey. Apropo, am avut două din trei variante corecte și ieri din hockey. Un gol ne-a lipsit să fim pe 100, procentaj de 100% și pe acest sport. În emisiunea de aseară, Austria, Eberliga, Salzburg, Viena, gazdele peste 2,5 goluri, cota 1,65, Innsbruck cu Lind, măcar 5 goluri și în această partidă, cota 1,40, Klagenfurt, Zagreb, peste 4,5 goluri, cota 1,40 și Graz cu Dornbrin, scuzați exprimarea, oaspeții, să marcheze măcar 3 goluri. De acolo e Dobrin, Sabine, să știi. Da, în Dornbrin. Da, corect. Așa. Bun. Sabin, invităm pe oameni, pe cei care ne urmăresc, să intre și pe site-ul nostru, pariuri1x2.ro, și de asemenea le mulțumim în avans pentru orice share pe care îl dau emisiunii pe pagina de Facebook. Cu adevărat ne ajută acest lucru. Ne revedem mâine. Până atunci vă dorim o noapte liniștită. Baftă la pariuri! Acest program v-a fost oferit de Unibet. De la jucători.